Tanimecul se roade la nivelul aparatului foliar. Pagubele mari ale acestui dăunător sunt realizate de către adulți, care pot, la un atac puternic, pot duce la compromiterea 100% a culturii de porumb. Dăunătorul poate fi controlat. Perioada de vegetație, recomandarea este să aplice atunci când prezența dăunătorului este semnalată, să se monitorizeze culturile, să aplice un insecticid recomandat pentru controlul acestui dăunător. Aplicarea acestor insecticide este legată de condițiile climatice. Nu se fac tratamente dacă avem vânt și vreme rea, nu se fac tratamentele în primele faze ale zilei, dimineața. Recomandarea este ca tratamentele să se facă atunci când temperatura este ridicată și dăunătorul este prezent pe plantă, pentru a putea fi combătut cu insecticide de control. Monsanto și specialiștii Monsanto recomandă aplicarea tratamentelor care sunt omologate pentru combaterea acestui dăunător. Și sunt o serie de produse, de la piretroiz până la toate grupele de produse care sunt recomandate. După aplicare, cultura trebuie monitorizată în continuare, pentru că dacă este un atac foarte puternic, va trebui aplicat și al doilea și al treilea tratament. Deci nu există o metodă sau nu există un singur tratament și fermierul poate sta liniștit. Deci până la faza de 5 frunze, cultura trebuie monitorizată, dacă vreți, zilnic sau măcar o dată la 2 zile.